frunză verde de mohor, supărat sunt rău sincer, eu sunt șeful alubor și îmi zice Daniel. Ăsta e unul din nume, pentru cine e mai tâmpit, mai am un altul, pe bune. Ceva cu prea fericit. Dacă nu știi nici pe ăsta, atunci chiar este grav, îți mai zic încă un nume, trebuie să-l știi. Marele Alb. Dar de o vreme sincer tare, alb așa, îți zic un gând, m-a lovit necazul mare, tare supărat mai sunt. Nu așa de tare, sincer, nici nu știu să mă exprim. Din prea fericirea toată, sunt doar fericit puțin. Căci cu puțin timp în urmă, un reporter mai ateu a început să investigheze ce taxe mai plătesc eu. Și s-a infiltrat el, domnul, cu camera înfiptă în piept și a întrebat și în stânga, în dreapta, firea al dreacului de deștept. Și a aflat de toate omul, na, treburi bisericești, fiindcă ne-a dat de gol unul. Neacșule, dar prost mai ești. Cum ai scos tu tot din casă și ai explicat la toți ce combinăm noi aici? Zice lumea că sunt hoți! Și apoi omul satanei a făcut un reportaj. Când l-a publicat pe YouTube, Neacșul a luat direct șomaj. Și acui numărul 1 de toată lumea a vizionat. Și aici mi-e cam frică. Cum mai iau bani de la stat? Și acum păgânii dracu își permit să mă întrebe cu tupeu și aroganță de ce nu plătesc taxe. Bă, firați ai voia dracu, vă cam paște un necaz. Mă întrebați ce fac cu banii? Păi știți cât este un esclas? Și ce scump se întreține? Că e greu să fii bogat. Când am mers la Paraschiva, am luat avion privat. Păi voi credeți că la ieftin? Condul tu dacă ai să poți. Că n-am luat doar avionul, am mai luat și doi piloți. Doi piloți? Normal, mă, frate, nu, că nu sărac să mă plâng la ianițoaia că-l zbor eu ca țiriac. Straile astea din aur, credeți că sunt adidași să mă îmbrac ca toți săracii de la nu știu ce SH? Totul e pe opulență, hai te rog, mai zi pardon. Și Isus a născut, frate, în iesle lui Vuitton. Și când el mergea prin lume cu diamante avea de saga, plin de aur și de ghiuluri, sandale Balenciaga. Toată lumea asta știe, n-are rost să mă ascund, a trăit în bogăție. Sau poate doar îl confund. În orice caz, nici nu contează. Cert este un singur fapt. A vorbit domnul cu mine și chiar vrea să fiu bogat. Așa că vă rog, hai Valea, că de săraci nu mă tem, de te întrești cu întrebarea să mor eu că te blestem. Dar de aici se cam complică. DNA s-a sesizat, iar ai mei cam plâng de frică, că îi cam ia la anchetat. Dacă se întâmplă, Doamne, să ajung un biet teolog, să nu mai am aurchile și să ajung chiar să mă rog. Doamne, ferește-mă, Sfinte, și dă-mi minte de un plan să n-ajung un biet părinte cu haine simple și Logan. Dar de stau să o gândesc rece, m-am speriat așa stupid. Treburile în țara asta nu se schimbă așa rapid. Haide să fim sinceri iarăși, că doar nu trăiesc de ieri. Te întreabă de implicare? Tu pe mâini trebuie să te speli. Așa că m-am calmat, frate, că doar nu sunt nebun. Treburile în țara asta nu se schimbă nici de cum. Așadar și prin urmare, ești relaxat, fiindcă îmi permit. Primesc alte milioane, redevin prea fericit.